Mai sunt și alte categorii de oameni care suferă în România și de care încă nu s-a vorbit. Sunt bolnavi de diabet, care sunt extrem de mulți. Bine. Sunt copiii care suferă de autism, care sunt extrem de mulți. Măcar nu există terapie plătită de stat. Și nimeni nu face nimic. Există. Și doamna Coman, dacă îmi dați voie, eu vă spun la mine, la voluntari, discut cu oameni care suferă de aceste boli și îmi spun că au nevoie de foarte puțin bani și merg la administrația locală, la primăria, de la voluntari și nu-i bagă nimeni în seamă. Și în schimb cheltuiesc bani pe tot felul de alte prostii, doar așa ca să arate ceea ce fac ei pentru oamenii din voluntari. Autismul ca boală cred că nici măcar nu există. Nu. Domnule Barbu, revenind la ce se întâmplă pe piața muncii, din punctul ăsta de vedere, vorbeam despre faptul că mulți preferă să stea acasă în loc să se întoarcă la muncă pentru un salariu mic. Da, dar eu vă spuneam că nu cred că își doresc să stea acasă, își doresc să muncească, dar pe un salariu rezonabil. Dacă îi costă mai mult să plece de acasă să meargă la serviciu, atunci cu siguranță își preferă să încaseze acel șomaj. Bani de statui avem, dar dacă îmi dați voie referitor la știrea dinainte, să știți că eu cred că este consecința faptului că n-a existat o consultare publică amplă despre această clasă zero. Și ceea ce presupune. Nu numai că nu există programă, ce spuneați dumneavoastră, dar nu există nici spațiu unde să intre acești copii. Nu există mobilier pentru acești copii, fiind mai mici, necesită alte condiții față de copii mai mari. Și atunci, cum poate statul să spună că vrea de pe o zi pe alta să facă, să schimbe această lege? Este cam ceea ce s-a întâmplat cu TVA, care s-a majorat de vineri până luni și a trebuit ca toate companiile să-și modifice prețurile și toate actele contabile în două zile de weekend. Eu cred că lucrul acesta, ceea ce s-a întâmplat astăzi, este foarte bun, pentru că este inacceptabil ca părinții să-și caute prieteni, să-și facă mutație, să-și facă flotant ca să-și ducă copiii la școala la care doresc să meargă.